la 8:35, pentru cei care au mai rămas pe frecvențele Europa FM. Sper eu, 3 avem bine, concursul. Nu mai vorbi așa, ce super ce călătorești cu Europa FM. Ce om rău. Să știi că, uite, sunt și cetățeni care ascultă cu bucurie și volumul dat la maximum această melodie bizară. Cum bizară, trei trebuie să fie ca să participe la concursul nostru. Ghicești și călătorești, 0372069599. Vă așteptăm în direct, alături de noi, să ne puneți întrebări. Noi o să răspundem cu da sau nu. Dacă răspunsul este nu, jocul se oprește pentru voi. Dacă răspunsul este da, aveți dreptul la încă o întrebare și încă o întrebare până ajungeți la locul unde am pus tichetul de vacanță zilele acestea. Unde l-am pitulat, unde l-am ascuns, unde nu așa. L-am dus, l-am pitit, da, l-am ceva. Hai să vedem. 0372069599. Andrei e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața, bună, Andrei. Bună dimineața. Vreau... Ce mai faci, măi, Andrei, măi? Am emoții, ca și ieri. Ai ieri, ai fost? Da. Aha, mamă. Ok. Ce să spunem ai? Că pentru faptul că n-a câștigat ieri, cum... Andrei are dreptul să intre de câte ori. Eu nu știu cum se întâmplă asta, pe bune, adică... Centrala este full. Toate liniile sunt ocupate. Mm-hmm. Înțelegi? Ai o șansă, sunt 10 linii acum, sunt, adică astea, sunt 10 linii la maxim. Ai o șansă din 10. Cum te nimerește, mă, frate? Că mai, în centrală mai sunt și alte apeluri în așteptare, deci sunt mai mult de 10. Dar cum te nimerește? Păi, eu nu înțeleg. Am avut bine mare la celălalt concurs. M-am înscris în fiecare zi de 10 ori și nu m-a sunat niciodată. Mm-hmm. Și la dublu? Da, dublu sau nimic, da, așteptam. Acolo e mai greu. Da. Și acum sunt zeci de mii de înscrieri în fiecare zi. Să mai intrat de două ori în două zile. Andrei, și Horia nu prinde, mă, la bătălie. Te-ai uitat pe site să vezi... Pentru tine special 1. Da, scuze. Te-ai uitat pe site să vezi ce întrebări au fost puse până azi? Da, da. Deci știi despre ce ești pregătit? Sunt pregătit, da. Bine. Tu chiar vrei mie asta de euro? Hai să-i dăm bătaie, întreabă-ne. Orașul... are peste 50.000 de locuitori? Răspunsul este... Interesantă abordare, uite, nu mă gândisem la asta. Da. Deci am zis, s-a stabilit că e în oraș sau nu s-a stabilit că e în oraș? Nu știu ce s-a stabilit. A întrebat de oraș. Da, dacă s-a stabilit doar dacă trece un râu. Un râu prin zonă. Cum? Dacă localitatea are. Localitatea are peste 50.000 de locuitori? Răspunsul este da. Băi, băiete. Auzi, Andrei, tu ce ai întrebat ieri? Am întrebat dacă se află în județul Hunedoara. A, tu ești cu Hunedoara. Da, da. Gata, te-am mai identificat. E mai bună abordarea de azi, să știi. Da. Da, zi. Altă întrebare. Se află în partea de vest a României? Tu tot îi dai cu Hunedoara. Nu? Asta e ceva cu Hunedoara. Ia zi. E Hunedoara, e undeva. Da. Răspunsul este nu. Nu se află în partea de vest. Au mai rămas trei părți. Mulțumim tare mult, Andrei. Te salutăm. Să trești. Încearcă și Gianina. Bună dimineața. Bună Gianina. Bună. Eu aș dori să întreb, este prima oară când intru. Trebuie să întreb, să răspundem noi, da sau nu, știi? Asta e întrebare, da. Am înțeles. Ia zi. Este reședință de județ, orașul? Nici asta nu e o abordare rea, nici grozavă. E bun. Ce, că dacă zici nu ai încurcat-o, că sunt 3.000 de unități administrative teritoriale, și dacă zici da, sunt 41 și cu Bucureștiul 42, adică... Da, București e reședință de județ. Nu știm dacă e reședință de județ sau nu. Poate că e, poate că nu. Răspunsul la întrebarea ta, Gianina, este da. Este reședință de județ. Deci e reședință de județ cu râu. Sau cu râu. Cu apă. Aș putea să dau un probabil răspuns. E sigur că da. Orice întrebare. M-am gândit eu de start. Păi da, întreb. Este la bâlbâl? Acolo, că e tot întrebare. Am înțeles. Se află în Piatra Neamț? Tichetul de vacanță, adică. Asta întrebi. Da, 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 tichetul. Îți place ție Piatra Neamț? Ce te-a făcut? De acolo e. Da, am înțeles. Păi ce, ne-ai văzut pe stres pe la tine pe acolo? Cumva are dreptate. Piatra Neamț e reședința de județ, nu? Da, județul se cheamă? Neamț. Bravo. Da, și nu e în vest. Uite, asta aici m-am prins. Și nu e nici în vest. Și curg și ape pe acolo. Râuri. Peste tot. Râuri. Multe. Da. Mm-hmm. Gianina,
Răspunsul tău este greșit. Nu. Nu. Mulțumesc. De fapt, răspunsul este nu, nu e greșit. Mulțumim tare mult, Gene. Încercați. Și-l avem pe Petre. Zici? Da. Neața, Petre. Să trăiești, Petre. Bună. Petre, o dibuiește. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața. Salut. O întrebare pentru voi. Da. Zi. Este cumva centru universitar? Uite cum restrânge și mai ce mult. Ce sunt întrebări. Da, sunt foarte pregătiți. Ați început, Gianina și Andrei. Ați început să prindeți pilul de eliminare a Bravo. Știi că aici se lucrează în echipă. Sacrifici pentru echipă, practic. Știi că pui o întrebare de asta. E adevărat, echipa e foarte mare. Sunt vreo milion de ascultători în fiecare zi. Dar echipa contează de fiecare dată. De? Petre, Petre. Ce, vrei un răspuns de la noi, nu? Ce? Câte întrebări ai pregătite pentru azi? Din a treia, cred că o rezolv. Din a treia o rezolvi. Bine, pentru că la prima întrebare răspunsul este da. Deci da, este centru universitar. Bun. Și se află cumva în Moldova? Te referi la regiune sau... La țară. Da, ca regiune. Mm-hmm. Vezi că se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Bă, a devenit palpitant. Da. Păi stai, mă, stai puțin... Moldova care? Adică și Moldova și de peste Pruci? Nu, se referă, regiune. Se referă la regiunea asta. Dar de ce nu te referi la Moldova de peste Pruci? Pentru că s-a stabilit că e în România. Te stabilit? Am uitat. Din întrebările de pe site. europafm.ro, domnul Vlad. Intrați acolo și găsiți... Petre, asta e a doua întrebare. Ai zis că din la următoarea practică ar trebui să ne prinzi, nu? Cred că da. Mhm. Bine atunci, mergem și la următoarea, pentru că răspunsul este da. E în Moldova. Si. Și e cumva prin Iași? De unde ești? A, eu sunt din Fetești. Ești din Fetești? Fetești, Alomița, aproape de mare. Și voi nu aveți universitate la Fetești? A, aproape de București, să zicem. Ok. Eu ți-am zis, Zaf. Petre? Da. Este prin Iași. Răspunsul este da. Păi de-abia miercuri. Da. Nu te-ai ținut de cuvânt. N-ai descoperit tichetul din trei întrebări, dar ai dreptul conform regulamentului să mergi la următoarea. Dar ai descoperit orașul, ceea ce e foarte important. Acum câte sunt în orașul ăla? Acum gândește-te și tu că... Unde ar putea fi în Iași? Lasă, nu-i spune cum zicem, se... Zicem, nu știu, merge la Palatul Culturii din Iași. Să la mare frumos, așa, cu piața aia, nu? Da, 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 da. La mare. S-au construit în spate, e frumos acolo. Aha. Zi, ce te uiți la mine? Deci, mă gândesc dacă e la Palatul Culturii, că nu mai știu. 120 sau 130 de bătăi pe minut în momentul de față. Ești bine, frate, oricum ai nimerit orașul, ai dus lumea în oraș, adică ai făcut, ți-ai făcut datoria. Dar... te-ai sacrificat, să știi, pentru echipă. Ești eroul echipei. Pentru că nu este în Palatul Culturii sau la Palatul Culturii. Bun, atunci încercăm și mâine. Bine. Zi, domnul Zafiu, că s-a terminat. Doamne, atâta emoții, ceva ce n-ai văzut. Aștept răspunsul, nu știu ce să fac. Intră publicitatea peste noi. Gata, domnul Zafiu. Ce facem? Avem o contestație? Zi dacă ai o contestație, domnul Zafiu. Nu, n-am o contestație, dar consider că răspunsul este da. Ok. Deci... Și atunci ai dreptul la o întrebare. Ăsta fiind ieșan, el știe mai bine topografia de acolo. Păi el l-a ascuns. Da, de George a fost și la Pitit. Hai mai departe. El știe. Deci, păi stai puțin. Deci e undeva la Palatul Culturii. Din Iași. Ok. Mai departe m-ați prins voi pe mine. Nu știu ce să mai întreb. Na. Deci la Palatul Culturii. Nu știu, să zicem că este undeva la etajul 1. Thank you.
Zizaf, că tu știi. Păi las un pic să se gândească. Să se mai gândească și el, mă gândesc și eu. Dar la întrebarea aceasta răspunsul este nu. Ah. Oricum ai mers bine de tot astăzi. Bine, bine, bine de tot ai mers astăzi. Bravo, Petre, pentru parcursul tău. Da. Că avem un hanorac pentru Petre, nu? Merită, merită. Avem un hanorac pentru Petre, pe care îl oferim cu drag. Și... Mersi mult. E posibil ca mâine să dăm banii. Așa se pare, zic. Ne-am apropiat mult. Ghicești și Călătorești revine mâine dimineață în Deșteptarea. Mulțumim! In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.